Ziua, vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea noastră. Astăzi vrem ca prin intermediul dumneavoastră să informăm fermierii și opinia publică despre programele care sunt în desfășurare la nivelul Ministerului, dar și despre stadiul programului național strategic. Și am să încep cu aceste programe care sunt pe final de an, și anume situația plăților avansului pentru campania 2021. Din cele 770.449 de cereri eligibile, depuse pentru 2021, până acum s-au plătit 92,51%, iar suma totală plătită până acum este de 1,1 miliarde euro. Trebuie spus aici că plățile au început la 18 octombrie și vor fi finalizate în 30 noiembrie, după care începe plata finală. Cuantumurile acestor plăți pentru acest an sunt următoarele. Pentru schema de plată unică pe suprafață, 94,4 euro pe hectar. Apoi, pentru plata redistributivă sunt două intervale, pentru primele 5 hectare, 5 euro, pentru intervalul 5-30 hectare, 48,1 euro. Apoi, așa numită plată pentru înverzire, 57,8 euro. Plata pentru tinerii fermieri, 40,45 euro. Tot în această perioadă se plătește și sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine. Cuantumul este de 17,24 euro pe cap de animal. Plafonul pentru anul acesta a fost de 71,3 milioane euro și se vor plăti pentru 4,1 milioane capete, ovine și caprine. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale, sumele plătite anul acesta sunt de 582 de milioane, comparativ cu, vedeți, 2020, 655,4 milioane și 2019, 524 milioane euro. Aici este și distribuția plăților pe acest an pentru investiții în sectorul non-agricol, pentru procesare, pentru UAT-uri. Legume în spații protejate. Fostul program Tomata, pe care se repetă în mod obsesiv că a fost anulat. Nu. A fost îmbunătățit la cererea legumicultorilor și a fost transformat în legume în spații protejate și nu sunt beneficiari aici doar cultivatorii de tomate, ci și de alte legume. Sunt 14.271 de beneficiari care au depus cererile până la 20.07.2021. Suma alocată a fost de 153 de milioane lei. Quantumul pe fiecare beneficiar este de 2.210 euro. Plățile vor fi efectuate prin APIA, deci nu prin dajuri, începând cu data de 15-12. În această perioadă se verifică eligibilitatea acestor cereri. Pentru a nu mai avea surprize ca în anii trecuți, în care au fost depuse în unele județe cereri fictive. Ajutorul de minimis pentru susținerea producției de usturoi, și acesta continuă, deși unii spun că nu. Sunt 1016 fermieri înscriși, bugetul alocat a fost de 15 milioane de lei din bugetul național. Cuantumul este de 3000 de euro pe hectar. Sigur, dacă valoarea alocată este depășită, cuantumul se reduce proporțional. Plățile vor fi efectuate în luna decembrie prin direcțiile agricole județene. Ajutorul de minimis în sectorul apicol. Trebuie spus că am prins în bugetul Ministerului încă de la începutul anului această sumă. Discutăm de 53,2 milioane lei, aproximativ 23,7 lei pe familia de albină. Din nefericire, există în avizare această hotărâre de guvern
în avizare interministerială din septembrie. Abia ieri am primit de la Ministerul Afacerilor Externe avizul și am trimis către ultimul minister avizator, și anume Ministerul Justiției. Ca să putem face plățile anul acesta, să nu se piardă banii, pentru că a durat foarte mult avizarea, am redus termenul de depunere de la 30 de zile la 5 zile. Plățile vor fi făcute prin APIA. Să sperăm că săptămâna viitoare, în prima ședință de guvern, va trece și acest HG. Și acum câteva vorbe despre stadiul elaborării programului național strategic sau planului național strategic pentru următoarea perioadă. Pentru că paradigma politicii agricole comune s-a schimbat radical cu această strategie Green Deal și cu cele două strategii subsecvente, Farm to Fork și Biodiversitate, pentru că s-a dorit o reformă majoră, cel puțin din perspectiva eligibilității, și anume să trece de la conformitatea plăților la performanța utilizării fondurilor. Din cauza crizei COVID, s-au întârziat foarte mult negocierile pe regulamente la nivelul instituțiilor europene. Dacă în iunie 2018 s-a făcut propunerea pachetului legislativ al PAC de către Comisie, abia în octombrie 2020 a fost finalizată abordarea generală a Consiliului, adică agrearea în Consiliul Agrifiș între Ministrii Agriculturii, și abia anul acesta, în iunie 2021, s-a făcut agrearea politică în trialog cu celelalte instituții, Comisia și Parlamentul European. Sigur, mai ales în Parlamentul European au venit foarte multe, sau din Parlamentul European au venit foarte multe lucruri legate de ambițiile de mediu și climă. De aceea negocierile au fost foarte dure și au întârziat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că regulamentele de bază, pe baza cărora se scriu regulamentele secundare, pe baza cărora definitivăm noi Programul Național Strategic, sunt așteptate cel mai devreme în 10 decembrie 2021. Asta este promisiunea. Asta înseamnă că în paralel statele membre elaborează Programul Național Strategic, Comisia dezvoltă aplicația IT în care trebuie elaborat și apoi transmis Programul Național Strategic, iar noi aici, în toată luna noiembrie, după ce am finalizat analiza tot, analiza nevoilor, împreună cu mediul asociativ, lucrăm în luna noiembrie la consultări, sunt 12 grupuri de lucru, sunt 160 de entități de asociații care participă și sunt programate 17 întâlniri cu aceste grupuri de lucru. Toate cele 160 de entități care intră în grupurile de lucru au fost stabilite la începutul anului trecut. Și erau acele entități care au dorit. Unii se plâng că n-au intrat acolo, dar s-au înființat ieri. Două vorbe despre sume. Vedeți, noua politică agricolă comună va avea la dispoziție în următorii 7 ani 365 de miliarde euro. Un buget diminuat față de perioada 2014-2020 din trei motive. Unu, Brexitul, deci o contribuție diminuată, și două alocări mai importante, pentru apărare și pentru coeziune socială. Ca atare, bugetul alocat politicii agricole comune a fost diminuat pentru toate statele. Ca atare, România are pentru această perioadă 2021-2027 21,65 miliarde euro cu următoarea componentă. Pilonul 1, 13,6 miliarde euro pentru măsurile de piață, 363 de milioane euro pentru dezvoltare rurală, pilonul 2, așa cum era cunoscut, 6,9 milioane euro la care s-a adăugat această facilitate EURI sau Next Generation în valoare de 700 milioane euro. Pentru că în această jumătate finală a anului 2021 am lansat deja programe și măsuri de 3,2 miliarde euro, restul de 3 miliarde fiind plăți directe. Pentru ceea ce discutăm ca PNS 2023-2027 au mai rămas 15,9 miliarde euro. Structura este următoarea. Plățile directe 9,98 miliarde euro,
Bugetul de intervenții sectoriale, 0,26 miliarde euro, iar bugetul de dezvoltare rurală, 5,6 miliarde euro. Care sunt alocările pe care le-am simulat, ținând cont de toate lucrurile care sunt scrise în regulamente și ceea ce discutăm? Pe ce sume discutăm acum cu membrii grupurilor de lucru? Plata de bază, 4,7 miliarde euro, ne referim aici la pilonul 1, ecoschemele, care înseamnă 25% obligatoriu, care sunt tot din plata de bază, 2,4 miliarde euro, plata redistributivă în varianta 10%, 998 milioane euro, plățile cuplate, aici trebuie spus că sprijinul cuplat se oferă sau se acordă pentru domeniile aflate în dificultate. Și noi putem să dăm 15%, 13%, 2% pentru culturile proteice, deci este procentul maxim care se poate acorda acelor domenii aflate în dificultate, atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul animal. Și plăți pentru tinerii fermieri. Și apoi, sigur, intervenții mai mici, sectoriale, pentru sectorul vitivinicol și pentru sectorul apicol. Pentru pilonul 2, vedeți, 35% se duc către măsurile de mediu, climă, respectiv bunăstarea animalelor. Și o să vedeți cum le-am defalcat ca să ne încadrăm în această cerință. Către programul LEADER 10%, și o să vă spun de ce, minim era 5%, am dat mai mult pentru că toate programele mici, pentru fermierii mici, sub 12.000 de ESO-uri, se vor derula prin GAL-uri. Și restul intervențiilor de 2,9 miliarde euro. Aici este o prezentare mai detaliată și am pus, ca să fie foarte clar, suma, alocarea publică pentru perioada 2014-2020, alocarea publică pentru 2021-2027, formată din două, pentru că pentru perioada de tranziție avem o sumă alocată, iar cealaltă sumă este pentru următorii 5 ani. Foarte multă lume interpretează suma pentru cei 5 ani și o compară cu perioada 2014-2020. Sumele trebuie considerate împreună. Deci toată perioada 2021-2027, că discutăm de perioada de tranziție, că, dar și apoi 2023-2027 le tratăm ca atare. Și atunci se vede mult mai clar și mai corect care sunt alocările pe diverse submăsuri. Ne veți întreba care au fost prioritățile. Păi, în primul rând, pentru pilonul 2, pentru măsuri de dezvoltare rurală, nu s-au schimbat prioritățile față de prioritățile perioadei de tranziție, pentru că sunt făcute pe baza acelorași analize și prioritățile și nevoile sunt aceleași. Trebuie să consolidăm fermierul în lanțul valoric, să încercăm să stimulăm asocierea, să dezvoltăm piața, să integrăm producția, de aceea veți vedea că suma pentru integrarea producției, depozitare și procesare pentru perioada 2021-2027 este dublă față de perioada 2014-2020. Sigur că am luat mai puțin, am avut mai puțin în vedere nevoile consultanților și a lobiștilor, care în această perioadă sunt cei mai activi. Ne interesează în primul rând fermierii și cifrele statistice, mai ales cele legate de balanța comercial. De asemenea, tot în această perioadă este o competiție între sectorul zootehnic și sectorul vegetal. Noi trebuie să avem o obiectivitate foarte mare, atât pentru pilonul 1, cât și pentru pilonul 2, să creăm o repartizare cât mai justă și echidistantă între cele două sectoare, pentru că ambele sunt la fel de importante. Sigur, ne dorim să ca activitatea și mai ales succesul activității vânătorilor de subvenții să fie cât mai diminuat din punctul nostru de vedere al administrativ. Sunt alte instituții care se ocupă de celelalte aspecte. De asemenea, ne-am dorit
ca piața neagră pe viitor să fie diminuată, și iarăși sunt instituții care se ocupă de diminuarea pieței negre, asta tocmai pentru ca toate măsurile care sunt luate și toți banii alocați atât din bugetul național cât și din fonduri europene să aibă un efect pozitiv mai vizibil, mai evident. Tot în această perioadă fundamentăm bugetul. Din 5 noiembrie am început să lucrăm cu instituțiile din subordine să fundamentăm bugetul, unde, sigur, prindem acele priorități și acele nevoi pe care le are agricultura românească și în buget vom prinde sume ca să revenim la plata ANT-ului la dimensiunea reală, dar și sume importante pentru gestionarea apei. Pentru că în PNRR acel program de gestionare a apei nu a rămas și atunci vrem să prindem sume în bugetul respectiv. Sigur că așteptăm indicatorii macroeconomici de la Ministerul Finanțelor ca apoi să fundamentăm bugetul. Legat de această directivă a practicilor comerciale neloiale, o așteptăm pentru că din 5 mai stă la Camera Deputaților și trebuia să fie finalizată în 25 mai. Noi ne dorim ca această directivă, prin care se pune într-o relație de egalitate, să zic așa, corectă, micul producător cu marele comerciant. Discutăm doar de relații comerciale aici, dar ar fi un instrument util și apariția acestei, transpunerii acestei directive. Cam astea sunt lucrurile care am vrut să le comunic prin dumneavoastră. Am și câteva date legate de stadiul producțiilor din acest an, pentru că colegii de la Politici Agricole tocmai mi-au dat o statistică. Pentru cele de primăvară sunt cunoscute, grâu 11,4 milioane tone, orz 1,8 milioane tone. Este important la porumb, unde aproape 85% din suprafață este recoltată. Până acum sunt 12,1 milioane tone. La floarea soarelui, unde este practic finalizate 99,8%, sunt 3,1 milioane tone. Și boabe, soia, 337 milioane tone. Sigur că în paralel avem aici și o statistică cu însămânțările din această toamnă, însămânțări care sunt undeva între 85 la secară și 93 la orzoaica de toamnă. Sunt suprafețe considerabile și la grâuvă, 2,1 milioane hectare, rapița, 466 milioane hectare. Astea sunt datele care le avem până acum. Dacă dumneavoastră doriți să mă întrebați ceva legat de programe care sunt în desfășurare și de Planul Național Strategic, discuții care vor continua toată luna noiembrie pentru fiecare grup de lucru și fiecare măsură în parte. Domnule ministru, Robert de la Agricol. Bine, săptămâna trecută, după primele consultări cu mediul asociativ, am avut invitați pe liderii asociațiilor atât de femeie cât și mediu, pentru că au fost și invitați la aceste consultări. Și la unison au spus același lucru, că perioada de consultări este mult prea îngustă. Mai mult decât atât, s-a spus că e imposibil în actualele condiții ca România să nu piardă bani. Mă rog, ca fermierii, de fapt, să nu piardă bani în actualele condiții în care, practic, cum spuneam, negocierile sunt, sau discuțiile au un termen mult prea scurt și nu se pot gândi cu adevărat soluții care să fie complementare cu agricultura românească. Cum le răspundeți? Asta este o primă întrebare și o să revin cu asta. Simplu. Discuțiile sunt, pentru cei care sunt cu adevărat interesați și participă la discuții, sunt foarte bune pentru că sunt discuții între 6 și 10 ore pe zi. Sunt foarte mulți care intră la început și pleacă după 5 minute spre televiziuni sau spre alte sau în alte părți.
Tocmai de aceea am explicat la început care este calendarul negocierilor la nivel european. Deci noi facem acest program național strategic fără să avem definitivat la nivel european regulamentele, pe baza căruia se creionează forma finală a planului național strategic. Dar sunt câteva lucruri elementare. Să știu că 25% sunt în ecoscheme. Acelea le discutăm de un an de zile cu asociațiile interesate. Repet, interesate. Și tot ei vor participa, deși sunt 160 de asociații invitate, tot aceia vor participa la finalizarea ecoschemelor. Deci banii nu se vor pierde, mai ales că sunt 2 ani de învățare, deci 2023 și 2024. Deci singurii bani care se pot pierde dacă nu se pot fundamenta corect ecoschemele, sunt banii din ecoscheme. Dar noi vom face acele ecoscheme în așa fel încât fiecare fermier care până acum a luat plata unică de suprafață, să aibă acces la cel puțin o ecoschemă, în așa fel încât să ia toată suma. Așa este gândit. Pentru fiecare domeniu de activitate în parte, ca ecoschemele să facă în așa fel încât, împreună cu plata pe suprafață, să se ajungă la aceleași sume. Pentru că discutăm, ecoschemele sunt 25% din, nu peste. Foarte mulți nu înțeleg fenomenul. Deci din plățile directe, 25% sunt condiționate de ecoscheme. Iar preocuparea noastră principală în acest moment este să creăm niște ecoscheme împreună cu asociațiile, repet, la care lucrăm de peste un an de zile, în afara acestor discuții, în așa fel încât fiecare fermier care până acum lua plata de la APIA să aibă acces la o ecoschemă. În rest, diferențe care ar putea duce la pierderea banilor. Am pus dublu într-adevăr la depozitare și procesare. Păi asta discutăm cu toții, că stăm foarte prost cu balanța comercială pentru că noi exportăm boabe, cereale sau animale vii și că nu avem capacități de depozitare și procesare. Veți vedea că pe cele două perioade sunt 1,5 miliarde euro pe perioada de tranziție și pe 2023-2027. Dublu față de perioada precedentă. Că sunt mai puțin cu 100 de milioane la tinerii fermieri și că acolo suma fiind forfetară se absoarbe foarte repede, punând mai mult într-o parte, era logic că trebuie să iei din altă parte. Deci, noi, am spus, încercăm să finanțăm exact nevoile agriculturii românești, în general. Deci nu o să piardă niciun ban. Și majoritatea fermierilor știu acest lucru. A doua întrebare se referă la mandatul dumneavoastră. După cum se văd lucrurile, dacă negocierile politice se vor finaliza cu succes, negocierile politice actuale, e posibil ca într-o săptămână, maxim două, să fie investit un nou guvern. Vine un nou ministru, foarte probabil un ministru care are alte viziuni politice, de politică agricolă mă refer, decât dumneavoastră. E posibil ca lucrurile să se reseteze, practic să se rea de la capăt și toată munca dumneavoastră de acum să fi fost zadarnică? Nu, pentru că aici nu discutăm despre munca sau viziunea politică a ministrului. Aici discutăm despre ce se spune în politica agricolă comună și despre nevoile agriculturii românești. Eu sunt convins că, indiferent cine vine aici, nu se schimbă prioritățile agriculturii românești. Iar de cealaltă parte a mesei sunt tot aceleași asociații, aceleași fermieri, aceleași nevoi și aceleași priorități. Deci veți vedea că nu se schimbă nici 1% din ce discutăm, pentru că aici nu discutăm despre prioritățile Ministrului Agriculturii, că eu n-am nicio prioritate legată aici. N-am niciun business în agricultură. Nu știu dacă este un avantaj sau un dezavantaj. Eu zic că este un avantaj pentru că pot să stau, să fiu obiectiv, să privesc de la distanță lucrurile, dar repet, deciziile acestea nu sunt ale ministrului, deciziile acestea sunt ale celor care au lucrat la încă două exerciții financiare, 2007-2014, 2014-2020, și ale mediului asociativ. Repet, sunt 160 de asociații. Deci nu are nicio legătură cine este ministru pentru programul național strategic. Că vor fi, dacă vor fi bani, alte programe naționale, dar și alea, cine știe, știe că trebuie să încadreze într-un anumit barem. Aia este altceva. Dar programul național strategic, care se derulează pe bani
europeni este același. Iar prioritățile sunt aceleași, nu le putem schimba prioritățile. Veți vedea. Suntem la capitolul Planul Național Strategic. Ca să înțeleg și eu cum, ce înseamnă aceste consultări pe care dumneavoastră le spuneți că se derulează pe parcursul întregii lunii noiembrie. Procentele pe care mi le-ați prezentat sunt bătute în cuie. Vorbesc cu 25% ecoscheme, 10%... Păi, normal că procentele alea sunt procente bătute în cuie de regulament. Deci dacă regulamentul spune că 25% sunt ecoscheme, noi în dezbateri asta discutăm exact care sunt ecoscheme. Și celelalte procente tot la fel sunt bătute în cuie? Nu. Deci celelalte pot fluctua. Celelalte procente sunt făcute în așa fel încât să acopere nevoile și prioritățile agriculturii românești. Revenind la problema ridicată de colegul Bereș, deci înseamnă că se pot modifica aceste lucruri după noiembrie, după decembrie, după ce apar acele regulamente. În cele din urmă, aceste consultări în ce constau? Vă întâlniți și discutați despre ce? Eu pot să vă spun și acum, dar cel mai bine ar fi să participați la aceste consultări, să vedeți cum. Noi trimitem materiale pentru fiecare grup de lucru înainte. Eu nu m-am înscris anul trecut în ianuarie sau când ați spus. Poftim? Eu nu m-am înscris anul trecut în ianuarie sau când ați spus asta, la începutul anului trecut. Da. Dacă vă lăsați să vă răspund. Deci, că m-ați întrebat, cum? Noi trimitem materialul cu toate datele către cei cu care ne consultăm și cei cu care ne consultăm sunt cei cu care ne-am consultat și pentru programul de tranziție. Iar prioritățile pe pilonul 2 pentru dezvoltare rurală nu se schimbă, sunt aceleași. Nu se pot schimba prioritățile de anul acesta pentru anul viitor. Cel mai mult se va discuta despre ce tip de ecoscheme încadrate în cel 25% să fie. Asta va fi discuția cea mai mare. Și discuția cea mai mare va fi pe cei 15% care iarăși sunt bătuți în cuie, sprijinul cuplat. Cât să meargă la vegetal, cât să meargă la zootehnic. Atât, în marja celor 15%, pentru că este 13% maxim pentru sprijin cuplat și mai poți da 2% pentru proteice, pentru culturi proteice. Ori există o decizie a Ministrului Agriculturii din Uniunea Europeană, luată foarte curând, ca să încurajăm aceste culturi proteice, fixatoare de azot și care pot să înlocuiască acea proteină care este importată din țări terțe, mai ales din Sud America. Am înțeles. Legat tot de PNS, singurele date certe pe care le-ați prezentat pe Facebook au fost cele legate cu alocările pentru instalarea tinerilor fermieri și alocările pentru irigație, pentru infrastructura secundară. Am băgat de seamă că este alocarea este cam cu 10% mai mică decât ce era în vechiul PNDR. Pe de altă parte, am înțeles că cele două mari priorități, să zic așa, de siguranță națională în domeniul agriculturii o reprezintă irigațiile și depozitarea, unde avem un deficit structural pe importul de alimente. De ce atât de puțin? Au fost de acord la consultări? Ce au spus oamenii acolo? Mulțumesc! În ceea ce privește irigațiile, că avem sumă certă. Nu înțeleg ce spuneți. Când a fost vorba de pilonul referitor la sistemul secundar de irigație, e vorba de 400 de milioane de euro alocare. Da. Data trecută a fost 440 sau 441. 441. Din punctul meu de vedere, cam cu 10% mai puțin acum decât a fost. Da, pentru că bugetul este mult diminuat. Bugetul total. Eu de-aia am început cu bugetul total alocat, tocmai ca să se înțeleagă. Bugetul Uniunii este mai mic, ca atare bugetul țării este mai mic, bugetul alocat este mai mic și am încercat să repartizăm sumele pe priorități, diminuând din fiecare. Am înțeles. Să înțeleg că aceeași diminuare, 10%, va fi aplicată la toate programele? Pentru că am băgat de seamă că, de exemplu, la plăți directe e mai mult. Plata directă este o sumă cu total separată. Deci plata directă e plată directă. Domnul ministru, sunt inginer de formație. Cifrele sunt destul de cunoscute. Nu intrăm în cifre, că s-ar putea să nu cădem pe aceeași cheie. Deci, haideți să... Bine, lăsați-o așa cum a fost. Vă tocmai de asta. Deci, pilonul 1, pilonul 1, pilonul 2, pilonul 2. Plățile directe sunt plăți directe, iar plata pentru dezvoltare rurală discutăm despre altceva.
pentru dezvoltare, iar irigațiile fac parte din pilonul 2, nu pot beneficia de bani din pilonul 1. Simplu. Sunt, cum sunt tinerii fermieri... Nu, nu e așa. Păi nu e așa. Bine, mulțumesc frumos. Asta așa, nu plecați. Dacă de ce? Dar eu plecând, decid eu. O întrebare legată de producții. Mai puțin. Ați vorbit și despre producțiile agricole și de asta vă întreb. Despre? Despre producțiile agricole. Da. Și vă întreb, cum ați obținut cifrele respective? Adică ați colectat datele strict de la Direcția de Județene Agricole sau și din viață de la, nu știu, de la fermier direct, de la INS, nu știu, care au fost sursele de informații? Sunt acelea surse pe care le obțin cei de la Ministerul Agriculturii în fiecare an. De peste tot. De la direcțiile agricole, de la asociațiile care doresc să dea aceste cifre. Sunt asociații care doresc să dea cifre, sunt asociații care nu doresc să dea aceste cifre. Și atunci, colegii mei de la Direcția de Politici Agricole și cei de la direcțiile agricole adună aceste cifre în fiecare an din aceleași surse. Se face o superpozare, că probabil cifrele pe care le obțin de la direcții nu concordă neapărat cu cele de la asociații și din alte surse, nu? Atunci se face un fel de amestec și se ajunge la un venit. În orice caz, sunt cifrele pe care le-am primit, sunt cifrele reale, pe care noi nu le modificăm aici la Minister. Domnule Ministru, tot mai mulți producători din industria pâinii, din industria laptelui, se plâng de facturile foarte mari la energie. De exemplu, unii au avut facturi de 5-6 ori mai mari în noiembrie la gaze, de 6-7 ori mai mari la electricitate. Cum vă gândiți să îi sprijiniți? Sigur că ăsta este un lucru pe care trebuie să-l gândească guvernul. Instrumentul. Guvernul, integralitatea lui. Instrumentul de a compensa aceste pierderi la energie sau la gaze aparține Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor. Cu siguranță, noi aici avem sume dedicate Ministerului, care anul acesta au fost 60% din bugetul de anul trecut. Sunt sume dedicate pentru programele aflate în desfășurare. Dar aveți discuții cu Ministrul Energiei, cu Ministrul Finanțelor pentru măsuri concrete? Bineînțeles, pentru că la fel cum ei gândesc pentru celelalte categorii, celelalte activități, cu siguranță vor gândi mecanisme de compensare și pentru activitatea din agricultură sau industria alimentară. Și acestea vor fi certe sau doar le gândiți și rămânem la stadiul de intenție? Nu știu, o să... Va trebui să întrebați cei care au instrumentul. Deci noi aici avem, și știți cu toții cei care sunteți aici, instrumentele Ministerului Agriculturii se referă la a face strategii și de a da bani pentru fermieri și pentru partea de depozitare și prelucrare. Atât bani europeni, cât și bani de la bugetul național. Celelalte mecanisme de compensare aparțin altor ministere. În primul rând, Ministerului Finanțelor, Ministerul Economiei și ministerele care au atribuții în acest... Noi nu putem decât să fundamentăm și alături de asociațiile reprezentative să trimitem materiale către celelalte ministere, să cerem ca să fie prinși în aceste mecanisme de compensare și cei care activează în domeniul nostru de activitate. La fel cum am făcut anul trecut, când am avut bani la dispoziție și am făcut acele mecanisme de despăgubire sau de compensare COVID pentru fiecare sector de activitate în parte. Dar aveam niște mecanisme, aveam niște comunicări ale Comisiei și aveam niște sume la dispoziție. Am înțeles. Deci Ministerul Agriculturii poate funcționa cel mult ca un minister suport cu date tehnice, să zic așa, în eventualitatea lorii unor decizii de susținerea producătorilor agricoli și a... Pentru compensările acestea care par. Da. Generate de criza energetică și așa mai departe. Domnul Ministru, revenim la buget. Eu știam că bugetul trebuia să fie prezentat în Guvern în septembrie și apoi în Parlament în octombrie. Dumneavoastră spuneți că abia acum se apucă Ministerul să fundamenteze bugetul. Trecem peste acest lucru. Păi, mai puțin, stați să vă răspund.
Dacă o să mergeți la o conferință de presă la alt minister, veți vedea că nici măcar nu s-au apucat. Pentru că n-au venit, nu a fost comunicat de la Ministerul Finanțelor, cu asta am terminat. Deci cu asta am terminat, că așteptăm de la indicatorii macroeconomici de la Ministerul Finanțelor pe care să fundamentăm bugetul după nevoie. Noi știm ce nevoie avem. Cu siguranță fiecare minister știe ce nevoie. Dar dacă n-a fost demarat procesul prin comunicarea acestor indicatori macroeconomici de către Ministerul Finanțelor, deci noi ne facem treaba. Nu sunt comunicați acești indicatori macroeconomici. Da. Deci nici în vară, nici acum nu sunt comunicați încă acești indicatori macroeconomici. Păi dacă am spus că așteptăm, înseamnă că nu-i avem. Am înțeles, am vrut să punctez ca să fie clar, pentru ca să știm cine era ministru pe vremea aceea, care știm cine a fost. Pe de altă parte, a spus așa, vrem să revenim la ANT la nivelul real. Ce înseamnă asta? Păi simplu. Nivelul real era, dacă anul acesta aveam bugetul complet sau mai mare, puteam să dăm 100% cât am dat în 2020. Pentru că, dar dumneavoastră știți, dar eu mai repet, fermierii știu foarte bine. Acest ANT trebuia să se termine, să nu se mai poată da, începând din 2021. Anul trecut, la negocierile în Consiliul Agrifiș, 5 ori am cerut și am obținut ca acest ANT să se dea în continuare și pentru perioada 2021-2027, mai ales că se dă din bani de la bugetul național. Condiția a fost să dăm exact la nivelul la care s-a dat în 2020. Pentru că la bugetul primit nu ne-a permis și am dat cam 55% din ANT, am zis că una din priorități este ca din bugetul pe anul care vine să revenim la limita normală a ajutorului național tranzitoriu. Și aici mă refer atât la vegetal, cât și la sectorul animal. Adică nivelul real este nivelul din anul 2019? Din 2020. Din 2020? Ăsta este nivelul acceptat ca să fie acordat pe toată perioada 2021-2027. Vă mulțumesc! Să rămână, la revedere!